Bună ziua, suntem la PAP 13, prima investiție privată din cetatea Alba Carolina. Când împreună cu domnul Cosmin Mătieș, managerul PAP 13, domnul Mătieș are și o poveste interesantă pe care sper să ne-o spună. Întors din legiunea străină, din legiunea franceză, în 2002, la un an, deschide prima afacere privată din cetatea Alba Carolina. Ce ne puteți spune despre începuturile PAP 13? Foarte grele. Începutul a fost foarte greu. Au fost 7 ani de restaurare a spațiului. Spațiul era într-o degradare maximă, mizerie. Nu pot să vă spun chiar tot ce am găsit aici. Cum a fost? A fost mai dificil să în legiunea franceză sau să luptați cu birocrația din România când v-ați întors? În legiune și în legiune a fost greu. Ușor nu este. Nu este greu ușor. Dar aici, într-adevăr, este o birocrație și o luptă cu molile de vânt. Așa mai pe românește, este foarte. Nu este o legislație coerentă, este un haos birocratic și e destul de greu să rezolvi în România ca și un de afaceri. Acum 20 de ani, cetatea Alba Carolina era prăpuită. Practic nu exista nimic în cetate. Exista un spațiu comercial? Nu. Cetatea, o să spun că era în paragină, cetatea respectivă, la momentul respectiv. Ne-am vrut să luăm alt spațiu, dar primarul de la momentul respectiv, Mircea Hava, ne-a recomandat să luăm fosta cramă pentru că ea avea un istoric și chiar s-a rugat de noi. Hai, luați-o să-i reînviem fosta cramă. Mai țineți minte acum după 20 de ani? Cât ați investit atunci la început? Cam 3 apartamente. 3 apartamente am investit atunci și cam tot ce am făcut în legiune am băgat aici. Deci toți banii care i-a făcut, cât a stat în regiune? Pasant. Cât ani a stat în regiune? 5 ani. Deci, practic, banii care a făcut în 5 ani ați investit toți în aproape toți, de-aia am băgat aici, de-aia am băgat aici. După 20 de ani, ați mai face același lucru? Dacă ar fi să o luați de la început, ați mai investi într-un spațiu în cetatea Alba Carolina? Nu. De ce? Nu, lucrurile nu merg într-o direcție bună. În ce sens? A scăzut turismul. A fost cel de a avut un boom în 2017, 2018, 2019, a avut un boom, a fost foarte frumos, dar după pandemie lucrurile s-au schimbat. Deci cetatea este mai mult goală, cetatea. Degeaba afirmă unii că bubuie turism, nu este așa. Ce ar trebui să facă autoritățile așa în viziunea dumneavoastră? Mai multe evenimente de calitate pentru turiști, să atragem turismul și... Noi avem evenimente, avem destul de multe evenimente, dar din păcate, să dau un exemplu, Alba Festul care aduce 10.000-12.000 de tineri în piața cetății, nu aduce nimic din afara județului Alba. Nu avem aceleași evenimente ca doar cu 5 ani. Deci nu avem niciun eveniment în plus. Aceleași evenimente ca cu 5 ani de zile. N-am crescut un eveniment în plus, nu avem nimic ca nou. Am acceptat aceleași evenimente. Ca să revenim acum la PAP 13. În prezent, ce servicii oferă locația? Am văzut că e foarte frumos amenajată, e în afară de servirea mesei. După 20 de ani încercăm să ținem pasul cu vremurile. Am avut până acum 3 schimbări, am avut, cum știți, înainte a fost pub-ul, multe steaguri pe pereți, concerte, evenimente. Asta s-a transformat în medieval și acum am făcut un minimalist medieval, încercăm să ne apropiem către persoanele mai tinere. Cele de vârsta noastră, de 20 de ani. De câte ori l-ați reamenajat? De trei ori plus în fiecare an să mai fac reparații și mici amenajări în fiecare an, în ianuarie. Și ultima reamenajare a fost? Acum 1 an de zile.
Da. Noi de obicei în ianuarie închidem tocmai pentru curățenii, pentru... Se vede că ar fi totul nou. Aproape. N-ai ce faci. Nu, e un domeniu foarte dinamic în care tot timpul trebuie să investești. Deci în urmă cu 20 de ani, de la o cetate prăfuită, de la un spațiu prăfuit, ați reușit să investiți cam tot ce ați făcut în legiune, da, ca să deschideți acest... Fostul primar Mircea Hava și fostul viceprimar Botor au zis, au avut oarecum un pariu așa verbal, în care au spus, mă, le dăm spațiu dacă le merge foarte bine, că e un plus pentru noi, dacă nu le merge, măcar rămânem cu spațiile curățate. Nici în vara nu sunt turiști în cetate. Vara sunt, sunt două săptămâni. Deci cam o turism în Alba Iulia două săptămâni. Și în cealaltă perioadă? Cealaltă perioadă o vin, invit oficialitățile să vină în timpul săptămânii, iarna, să vadă ce este în cetate. Probabil mai e 1 decembrie, deci chiar zilele legate. Avem, da, sunt niște vârfuri. 1 mai, 1 decembrie și 1 mai, 1 decembrie și 15 august. Sunt 3 vârfuri. În rest, liniște. Și ce alte evenimente organizați? În afară de faptul că e deschis pentru public, organizați și evenimente, nu? Bănuiesc. Da, mai facem, nu foarte periodic, mai facem evenimente cu trupele locale din oraș. Restaurantul cu ce specific e? Mergem, încercăm să mergem cu un steakhouse pe grill mai mult și pe bucătărie mai românească, cât mai autentică. Și cum sunt prețurile raportate așa, în general, la România? La... Prețurile pieței, ca oricare restaurant din oraș. Ce evenimente credeți că ar trebui să facă totuși? Acum e dificil să spunem că... Totuși, nu suntem în domeniu, ca să zicem, că nu organizăm noi evenimente, dar ce evenimente ar trebui să facă primăria Alba Iulia, instituțiile din Alba, ca să atragă turiști din afara județului? Eu am fost, am povestit cu ei în acum 3 ani de zile, cred că așa am fost într-o comisie pe Zoom, am explicat cam ce trebuie să de făcut, dar nu s-a făcut nimic. Tot ce am povestit acolo pe Zoom, în ședința respectivă, le-am dat niște direcții, le-am spus cam ce trebuie să fac, cam asta, dar nu s-a făcut nimic. Deci, turiștii din afara județului, nu numai că nu au crescut, dar în ultimii ani a scăzut numărul. A scăzut turismul, da. Turismul a scăzut. Degeaba sunt unde... organe de la noi din oraș care spun, bă, wow, a crescut, că suntem pe plus. Nu suntem pe plus, suntem pe minus. Pentru chestia asta nu trebuie să fii mare maestru în cifre, trebuie doar să întrebi locațiile din oraș ca să dai seama care este... La 20 de ani, de la acel spațiu prăfuit în care era, bănuiesc, era plin de moloz. Moloz, animale moarte. Suntem într-o locație superbă, într-o locație excelentă pentru cine vrea să... Dar cei de la Lonely Planet spune că suntem printre primele 10 din țară ca și imagine turistică. Ce perspective are PAP 13? Ce credeți? Sunteți optimist sau? Dacă suntem de 20 de ani pe piață, sunt optimist. Ținând cont că viața unui restaurant din statistici este între 3 și 5 ani, ținând cont că avem 20 de ani, cam știm cu ce să mănâncă domeniul ăsta. Probabil e unul din cele mai vechi restaurante din Alba Iulia. Da, suntem cei mai vechi pe piață, da, cei mai longevivi pe piață. Și acel doresc și la colegii care sunt în domeniu să fie cât mai longevivi, că atunci sunt lucruri de calitate. Dacă ești longeviv, faci lucruri de calitate.